Salutare prieteni, salutare și bine v-am regăsit la un nou replay. În episodul de astăzi l-avem iarăși pe Lazar, care a jucat în Pluton, băieții din JAK, alături de Lazar, Andrei și cu Victor. Lazar, ca de obicei, a jucat pe VK, tânculețul pe care vrea să scoată untul din el. Așadar, dați-vă un refresh la Windows și haideți să urmărim meciul. Pe această hartă, Lazar a ales să meargă în flancul stâng. A jucat foarte multe meciuri Lazar pe VK-ul, cred că are peste 1000 de meciuri. Ceea ce încă o dată confirmă faptul că dacă vrei să cunoști cu adevărat un tank în tot ceea ce privește puterea de foc, armură, mobilitate și tot ce ține despre el, trebuie să ai cel puțin câteva sute, dacă nu chiar mii de meciuri. Un shot frumos aici la T57 Heavy, iar Lazar asta a făcut pe VK. A jucat foarte multe meciuri și în sfârșit astăzi a făcut un meci frumos aici și în sfârșit a luat ace-ul pe VK. Destul de greu de luat ace-ul, după cum o să vedeți și la finalul meciului, cam cât a trebuit să contribuie în meci pentru a primi ace-ul la final. Aici în continuare artileria încearcă să țină tancurile în spate. Echipa adversă face un push masiv aici, doar că îi va costa push-ul masiv, pentru că aici în spate sunt foarte multe tancuri. I-au venit într-un push de 3 tancuri. Îl pedepsește Lazar aici pe VZ. Un shot bine plasat acolo cu șenilă. E5-ul primește și el pachet. Mi-a dat pachet. În continuare artileria rămâne aici montată pe flancul ăsta. Iar în acest moment Lazar reușește să scoată E5-ul. Încearcă să folosească de cadavru din față. Și de data asta îl trimite și pe celălalt E5. La garaj 2 kill-uri până în momentul de față, 3300 damage. Și aici Centurionul, ce vrei să faci, mă? Ce te-aș bate? Urăsc tipul ăsta de jucător care încearcă să te hârjonească în loc să te ajute. Un pixel acolo nereușit de la Lazar și Centurionul în continuare să chinuie acolo să pună probleme. Nu seamănă, tovarăși. Nu seamănă cu niciunii din ăștia. Ăștia sunt niște borfași. Aici VZ-ul încearcă să țină tunul sus, să folosit de el pentru a-și proteja căpăcelul. Ceea ce a și reușit până la urmă. Mă uit la pingul lui Lazar, deși Lazar stă în Olanda, deci serverele jocului fiind în Olanda. Uitați-vă cât de mult oscilează și la el pingul. Deci dacă vă plângeți că aveți probleme cu pingul, să știți că nu e doar la voi problema asta, e o problemă majoră peste tot. Ping-ul pe server european, în momentul de când au făcut fuziunile cu celelalte servere, a început să o ia razna total și foarte, foarte greu să poți să joci în anumite momente. 4 kill-uri aici pentru Lazar, 4000 damage. În continuare încearcă să facă push-ul aici, cam de unul singur, pentru că cele două tancuri de pe spate, leopardurile, doar suport oferă în momentul de față. Progetto a rămas mult în spate pe postul de TD acolo. În schimb, un Leopard vine aici, urcă cu Lazar, ceea ce o să-i confere un pic de suport pe partea de spot, să zic așa. Dacă Leopardul are echipamente ca lumea pe el, cu siguranță va face spotul aici. Cu ouăle și cu cureaua de la pantaloni. Cam asta și încearcă să facă Leopardul aici. Facă focus. Aici nu înțeleg unde s-a dus proiectilul. Ori a tras prea rapid Lazar și eu pățesc de multe ori lucrul ăsta în meciuri. Nu focusez destul de... Adică nu stau destul de mult pe partea de focus să strâng complex ținta și atunci în momentul ăla shot-ul poate să fie total aiurea. Mi se întâmplă des și mie lucrul ăsta și cred că și Lazar tot aceeași problemă are. Nu rămâne pe focus până la final. Aici Lazar cere un spot, acolo întreabă echipa un spot ceva, dar se pare că echipa e moartă. 20 de minute, pe urmă s-a făcut frumos, s-a nins, s-a toate. Și dacă nu e moartă? Și dacă avem ghinionul și n-a murit? Da, îl omor eu. Aici l-a focusat pe FV, FV-ul fiind în mișcare, a sărit jos de pe stâncă și în felul ăsta a scăpat de shot. Aici deja o mișcare în partea stângă lui Lazar, un mediu. Trebuie să fii atent să nu fie spotat. Un shot aici după FV, la fel, cred că aceeași problemă. A dat doar o șenilă. Și aici vă rog să vă uitați cu atenție la shotul respectiv. Deci FV-ul stă pe loc. Lazar a ținut ținta pe loc. Unde credeți că s-a dus shotul respectiv? A fost pen acolo sau n-a fost pen? Lăsați în comentarii părerea voastră exact aici, la minutul ăsta din meci. Interesantă. Cu reluare? Fără. Uitați-vă acolo un pic înspre bază, la Leopard. Sunt 3 Leopard în echipă și un Progetto. Uitați-vă cum au tranșat meciul. La fel și rinocerontele. Dacă vă uitați în nordul hărții, el este pe linia roșie acolo. Într-adevăr, flancul stâng a căzut, dar eu cred că el este mult, mult, mult prea defense. Lăsând în același timp și Leopardul din cealaltă parte. Lăsându-l solo acolo, fără niciun fel de suport. Singura chestie pe care ar putea să îl ajute în momentul de față ar fi relocarea echipei inamice. Deci echipa inamică să relocheze, să schimbe flancul. Atunci ar fi ideal. Dar la felul cum a procedat acolo rinocerontele, total ieșit din joc, total în afara jocului. Aici FV-ul dă un 514 lui Lazar. A folosit un heu, artileria din nou pe Lazar, doar că nu are damage atât de masiv asupra VK-ului. Asta l-a ajutat foarte mult pe Lazar în meciul ăsta să scape de focurile de artilerie care l-au ținut de la început. Încă un shot care nu-și atinge ținta. Pun aceste shoturi care nu-și ating ținta în mare parte pe aceeași problemă care o am și eu. Vă repet, nu focusăm destul de complet. Și în același timp urmăriți și pingul de acolo din stânga sus. Să vedeți cam cât de mult oscilează pingul, ceea ce te afectează foarte mult la partea de shooting, pentru că tu poți să ai un shot curat, adică să fii focusat perfect pe țintă, dar din cauza pingului să constați că de fapt acel shot nu e atât de precis sau nu, chiar nu-și atinge ținta. Din nou aici fără suport, rinocerul rămâne încă acolo în spate, rămâne pe post de TD-ul. În momentul de față 10-6 pentru inamici. După cum arată statistica, practic meciul ar trebui să fie categoric lose. Cred că nimeni n-ar mai da o șansă meciului, dar rămânem în continuare să ne uităm până la final și să vedem ce se întâmplă. Aici la fel încearcă un shot la Badger. Badger încă bine poziționat acolo. Era cu burta destul de ascunsă acolo după deal. Deja avem tank în bază. Cele două Leopard încearcă să dea 121 jos. S-a relocat Leopardul full HP, a ajutat și flancat pe celălalt, pe calea ferată de celălalt Leopard. Acolo cred că se duce un război, o luptă între Leopard, TVP, 121, Progetto și nu știu dacă și rinoceronte total buiac acolo. Era pur și simplu neuc sau sub influența băuturilor alcoolice. Trandafiri, trandafiri. Și în sfârșit aici vine shot-ul la AFV care l-a trimis direct la garaj. Da, cu rodajul, garajul. E rândul și a bursucului să intre în vizuină. Mi-a dat pachet. În continuare Lazar continuă să facă kill-uri, 6 kill-uri aici. Focusează în momentul de față Leopardul, care mai mult ca sigur Leopardul știe aici pe Lazar, doar că încearcă să-și intre în camul acolo și exact să-ți țâșnească în față. Dar aici foarte bine Lazar acolo pe el. 7 kill-uri în momentul de față și 5200 damage. Un meci tranșat categoric de Lazar aici, foarte bine poziționat, foarte bine cunoscând tancul și foarte bine poziționându-se cu tancul. După atâtea shoturi ale artileriei și ale tancurilor inamice, încă stă foarte bine la capitolul HP și în acest moment decide să se relocheze din nou spre bază. Foarte bine a urmărit aici harta, minimapul foarte esențial în joc. Progetto a făcut acolo push-ul și cu TVP-ul. Rinocerontele nu pot da seama cum a plecat el înspre baza inamică, cum a ajuns acolo, dar de fiecare dată rinocerontele s-a așezat exact acolo unde n-a fost focus. Deci unde n-a fost bătaie era rinocerul, unde se bătea echipa, rinocerul dispărea. Iar în acest moment meciul s-a întors 180 de grade. În momentul de față este 14-13, avantaj categoric al echipei lui Lazar. 2 heavy contra unei artilerii. După cum și ne dăm seama, sau după cum am mai văzut și noi în toate meciurile, la ultima victimă toate tancurile se duc la bătaie. Priviți acum rinocerul cât este de curajos, cât este de în focus el acolo și de bine pus pe treabă. Ce fiară ești, mă, fier! 8 kill-uri pentru Lazar, 5800 damage plus blindurile aferente. O să vă arăt la final și statisticul prin screenshot. Și în momentul de față va fi decisiv pentru Lazar, în care cere rinocerului să lase lui artileria, pentru că ar fi 9 kill-uri și în momentul ăsta cu siguranță îți asiguri ace-ul pe VK. Să vedem dacă totuși rinocerul, după ce a făcut un meci de camp, măcar este fair play. Ai spotat artileria, încearcă să relocheze după calea ferată pentru a-și lua cover, dar șepcuța i-a rămas deasupra căi ferate. Felul ăsta Lazar încheie cu 9 kill-uri, 6300 damage. Felicitări, super match!